Dacă ți-a aflat despre independența bisericilor ortodoxe din Republica Moldova și dreptul comunităților de a-și alege metropolia, ați auzit de așa ceva? Cum ar fi patriarhul Rus Kiril a declarat război sfânt contra Ucrainei? Știți despre asta sau nu? Cu declarat nu. Care poate deveni război sfânt și contra Republicii Moldova? Metropolia Moldovei recunoaște pe Kiril ca patriarh. Metropolia Basarabia afiliată cu România finanțează bisericile din Republica Moldova și preoții ei. Ei nu recunosc pe Kiril și nu susțin războiul contra Ucrainei. Dar și finanțează pe Vladimir? Finanțează, dar vedeți că... România nu finanțează. România finanțează asta, bisericile din... Care-i scudând. Da. Și Metropolia Basarabiei și Metropolia Moldovei au aceeași religie, limbă, rugăciune și lăcaș. Dumneavoastră sunteți de acord cu acestea? Nu sunteți? Ei, nu mă tincă și fiecare care trebuie. Bine, noi cerem ca fiecare comunitate să-și aleagă liber metropolia. Aș dori ca fiecare să poată să-și aleagă metropolia lor. Protecția legală pentru preoții credincioși metropoliei Basarabiei în contextul presiunilor și amenințărilor din partea Rusiei. Sunteți de acord cu aceasta? Nu? Ca să avem o protecție legală contra rușilor, contra tot așa. Adică noi să fim apărați de ruși în caz de război sau în caz de ceva ce fac ei. Contra noi. Noi, adică Republica Moldova, asta, Biserica Republicii Moldova. Să fim protejați legal. Asta depinde de teritoriu. Ministrul Culturii se revizuiască acordurile cu bisericii istorice moștenite din URSS și România, care susțin războiul și să semneze acorduri direct cu fiecare comunitate religioasă. Da. Sunteți de acord? Dacă puteți să lăsați un nume și prenume să trimitem această scrisoare, nu doriți? Dar sunteți... Dar tu a venit numai să mă întrebați cum mă cheam și nu scria că avem prieteni. Nu, noi nu suntem cu partidele, noi suntem prieteni independenți. Fiecare cu al lui. Noi suntem o presă independentă și noi venim la oameni cu diferite teme actuale la oameni. Și nu vedeți omul cum e. Omul e academie, e un fel de ascultat de stat. Îi pune acolo și a venit ăștia. Nu e nici nimeni de asta. Nu e cu care. Dar dumneavoastră puteți să niște sănătura să nu lăsați. Noi avem puterea, cum adică, părerea noastră. Și o ținem cu noi. De-am cu care, sigur, mai lăsa ești sărași. Nu aveți fiere de nu la nu nu doriți să lăsați să nu știu, nu? Nu? Bine, mergi să faci. Și avem o petiție prin care cerem ca fiecare sat să aleagă liber metropolia. Protecție legală pentru preoții și credincioși care trec la metropolia Basarabiei. Pentru că ei sunt doar 10% și sunt amenințați de metropolia rusească. Și cerem ca ministrul culturii să revizuiască acordurile cu bisericile istorice. Știți că cele moștenite din Uniunea Sovietică și România au fost toate către metropolia Moldovei și acum această metropolie, prin Kiril, susține războiul. Și cerem ca ministrul culturii să fie liber să revizuiască aceste acorduri și dacă vine o biserică, o altă metropolie, să semneze cu ei. La moment, situația este gravă că patriarhul Rus Kiril susține Putin și a declarat război sfânt contra Ucraina și acest război sfânt poate să ajungă și la hotelul noastră. Sunteți de acord cu această petiție? Nu, încă nu vă pot spune nimic. Să acord, nu-s de acord, încă noi nu suntem încă înștiințați. Vă lăsăm aici o copie? Înștiințați, încă care și cu cine? Am înțeles.